În următoarele două luni, depunerea de proiecte pentru finanțare europeană ocupă primul loc în prioritățile municipalității sucevene. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, care a precizat că Suceava are undă verde de la organismele intermediare pentru dezvoltarea programelor operaționale susținute cu finanțare europeană. Municipalitatea suceveană este singurul oraș din Moldova care are aprobări de la Ministerul Dezvoltării și de la ADN Piatra Neamț pe documentele strategice care le-am pus să depunem proiecte. Vrem să depunem până la cel 31 martie mai multe proiecte, în primul rând cele legate de grădinițe, grădinița din cartierul Burdujeni Sat și cea din zona centrală pe strada după Geanu Gherea. De asemenea, centrul multifuncțional la Ițcani, vorba de modernizarea cinematografului de acolo, așa cum am spus, transformarea într-un sediu de primărie și multe alte încăperi pentru poliție locală, poliție municipală, pentru cabinet medical, poșta, PTR-ul, a cerut și ei o încăpere acolo și mai departe. O atenție deosebită, potrivit primarului Lungu, va fi acordată dezvoltării parteneriatului pentru promovarea transportului public local ecologic. Se referă la sistemul integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava, cele 40 de autobuze electrice, așa cum le-am prezentat și altă dată. Din păcate, așa cum se știe, acolo avem o problemă cu terenul. Avem gata documentația, nu mai trebuie să indicăm exact terenul pe care vom face acest sediu. Dar noi trebuie să facem dovadă că avem terenul nostru. Ca atare, am identificat o suprafață de teren în Burdujeni Sat, pe strada Capitan Grigore Andrei. E o suprafață de 25 metri pătrați, e vorba de 2,5 hectare. Deci undeva pe Imașul din Burdujeni, cam poate spune așa. Am avut o discuție informală cu domnii consilieri în cursul zilei de luni și mulțumesc că au participat aproape toți consilierii locali la toate partidele și am fost de acord în principiu să depunem, să facem demersul pentru a veni cu suprafața de teren pe care vă prezint aici în imagine ca sediu a viitoarei societăți de transport public local. Probabil măsura în care se predează acest teren, voi intra în Consiliul Local, vom face un obiectiv de investiții separat, de amenajare a platformei pentru sediul societății de transport public local viitoare și să avem pregătită suprafața, chiar să obetonăm până semnăm contractul, să putem intra în linie dreaptă cu acest proiect important pentru transportul public.